În primul rând, bună ziua! Voi încerca să micșorăm distanța care ne separă cel puțin de partea mai din spate a acestei coloane și vreau să vă salut înainte de orice cu foarte multă căldură pe dumneavoastră, oficialitățile prezente, doamnele, domnii ambasadori, domnule secretar de stat, domnilor rectori, profesori și, bineînțeles, dragi bursieri. Îmi face o mare plăcere să vă salut astăzi în cadrul unei întâlniri pe care ne-am dorit-o de mai multă vreme și înțeleg că este prima întâlnire pe care un ministru al afacerilor externe român o are cu bursierii străini care vin să studieze în România în cadrul burselor oferite de Ministerul Afacerilor Externe. Este o plăcere pentru mine să vă întâlnesc, cu atât mai mult cu cât există o tradiție lungă a României în a oferi această posibilitate cu prietenie studenților din alte țări care doresc să studieze în România și, bineînțeles, prin intermediul, inclusiv prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe. Este în egală măsură o plăcere pentru că, ce o spun din proprie cunoștință de cauză, în foarte multele contacte externe pe care le-am avut, întotdeauna am dorit să mă întâlnesc atât cu comunitatea românească, cu românii care s-au stabilit în diferite țări, dar și cu cei care, cetățenii statului respectiv, care și-au făcut studii în România. Și dacă ar fi să menționez doar ultimele deplasări externe, atât cele din Orientul Mijlociu, întâlnirile din Israel, întâlnirile din alte state arabe, din Iordania, de exemplu, am avut o întâlnire cu un număr important de bursieri care și-au făcut studiile în România, cu state africane, state din Asia și state europene. Vreau să vă spun că întotdeauna am întâlnit persoane cu o foarte bună pregătire profesională și am întâlnit cel puțin pe jumătate români. Nu doar foarte buni vorbitori de limba română, dar oameni atașați de România. Oameni care au un rol, un profil profesional în societatea de unde au plecat, s-au educat în România, s-au întors în țările lor, oameni foarte bine apreciați în general și asta este un motiv de mândrie și pentru noi, pentru statul român. Este în egală măsură o punte de legătură foarte, foarte, foarte călduroasă, aș spune, între noi și dumneavoastră și țările de unde proveniți dumneavoastră. Și o spun iarăși cu un sentiment de mândrie. Am întâlnit foarte multe situații în care bursierii statului român, inclusiv bursierii mei aeroromâni, au ajuns să dețină poziții importante în societatea de unde provin. Fie în planul administrației naționale centrale, în guvern, am întâlnit miniștri cu studii în România, am întâlnit membrii ai Parlamentului, am întâlnit persoane foarte importante în activitatea profesională, rectori de universități. La Ramala am întâlnit un rector de universitate, director de spitale, am întâlnit oameni cu poziții importante în Israel, în alte state africane, miniștri, ambasadori, prieteni ai României. Vă spun foarte deschis, după discursul pe care l-am avut în luna septembrie la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, asta este practica, după discursul național, vin și te salută, eventual te felicită, o serie de alți responsabili din alte state. Au fost foarte mulți ambasadori, din Africa în principal, care au venit și m-au salutat în limba română spunându-mi, mi-am făcut studiile la București, la Brașov, la Cluj, la Timișoara, în alte centre universitare din România. A spune chiar că am avut o surpriză plăcută cu unul dintre ambasadori, nu voi da numele statului, care m-a salutat într-o frumoasă limbă românească cu accent ardelenesc, transilvan. Și l-am întrebat, era ultimul lucru la care mă așteptam la New York, să aud acest accent și m-a spus, bineînțeles, mi-a făcut studiile la Brașov. Așa că, iată, este un mesaj care, dincolo de ce înseamnă interesul pentru a promova programe de educație aici în România, pe care le oferim cu toată deschiderea bursierilor din străinătate, este și o punte de legătură umană, de prietenie și de dragoste între țările noastre și față de România. România contribuie de o manieră mai generală la
la susținerea procesului educațional pentru dezvoltare cu state din diferite colțuri ale lumii. Numai în 2011, prin Ministerul Educației și prin Ministerul Afacerilor Externe, România a avut o contribuție de aproximativ 15 milioane de euro ca asistență pentru dezvoltare în domeniul educației și formării profesionale. A fost un buget în creștere față de anii anteriori și dorim să mergem în această direcție și în anii care urmează. Evident, faptul că ați avut acces nu doar la studiile efectuate în domeniile de interes ale dumneavoastră și vă pregătiți și deveniți niște profesioniști foarte buni, dar faptul că ați avut acces și la cultura românească, la limba română și, cred eu, la relații de prietenie în această țară, reprezintă iarăși un lucru extrem de important. Eu aș vrea să mulțumesc în acest context tuturor instituțiilor românești care colaborează pentru punerea în aplicare acestui program, în primul rând Ministerului Educației, cu care avem o legătură foarte bună, o cooperare foarte bună, universităților românești și rectorilor, profesorilor care sunt implicați în acest proces de educație. Vreau să le mulțumesc în mod special și, bineînțeles, misiunilor diplomatice, atât cele românești care au ajutat la tot ceea ce înseamnă procesul de preluare a dosarelor, de transmiterea documentelor, dar și ambasadelor, misiunilor din țările dumneavoastră, care de asemenea au fost foarte implicate, și vreau să salut prezența unui număr de ambasadori, diplomați acreditați la București, ca dovada interesului, sunt convins, pentru a sprijini prezența dumneavoastră acum și prezența altor studenți din țările dumneavoastră în anii care urmează în România. De asemenea, vreau să mulțumesc în mod special conducerii Bibliotecii Naționale a României pentru privilegiul pe care ni l-a oferit să putem organiza această întâlnire cu dumneavoastră aici, în niște spații extraordinare și, iată, în cadrul unei expoziții deosebite pe care, la rândul meu, vreau să o apreciez. Vă felicit. În final, nu vreau să am un discurs foarte, foarte lung, vreau să vă felicit nu doar pentru obținerea bursei Ministerului Afacerilor Externe în România, ci pentru studiile pe care le faceți, pentru calitatea studiilor, pentru, sunt convins, prietenia pe care ați dezvoltat-o față de România și față de români, vă asigur că este reciprocă și vreau să vă doresc în final succes în cariera dumneavoastră profesională, acolo unde o veți dezvolta, unde o veți realiza. Cu rugămintea să nu uitați, și sunt convins că nu veți uita, faptul că aceste studii le-ați făcut în România, le-ați făcut cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, încă o dată reprezintă o puntă de legătură extrem, extrem de valoroasă, extrem de utilă, pe care vă anunț și aici. Vreau să o punem în valoare mai bine în anii următori și să putem să folosim aceste relații pentru a strânge și cooperarea și relațiile dintre țările noastre și dintre oameni. Este foarte, foarte important. Felicitări încă o dată și mult succes!